Vrând nevrând, instituțiile de cultură devin uneori locurile unde se derulează pagini de istorie sentimentală. Teatrul Tudor Vianu a fost ieri, 24 martie, un astfel de loc unde pentru cinstirea memoriei a doi dintre oamenii artei scenei, colectivul de la Teatru Vianu a hotărât atribuirea numelui lor a două compartimente din instituția giurgiuveană. Regizorul Vili Perveli Nicolov și operatorul de lumini Doru Albu au fost cei care au dat de ieri numele lor cabinei actorilor și respectiv sălii de lumini. Păcat că i-au luat, păcat că nu mai sunt printre noi. Și sunt, cred, la sentimentul tuturor colegilor că pentru instituția noastră, într-adevăr, a fost o mare pierdere. Am sunat-o pe soția lui Ramona Bădescu și am spus de această placă, de acest crâmpei din sufletul nostru al tuturor pentru el, pentru prietenul nostru. Patru oameni de aici am fost și la Vidin, la mormântare, în satul Florentin, în iulie anul trecut. Și Ramona mi-a spus că e cel mai frumos lucru care i s-a comunicat și că Vili ar fi foarte fericit, că nu s-a simțit nicăieri în țara asta și în Bulgaria lui natală cum s-a simțit la Giurgiu. Acțiunea a prilejuit membrilor colectivului teatrului posibilitatea de a-și exprima gândurile lor despre cei doi dispăruți, dar și de a mulțumi celor prezenți la eveniment. Oameni minunați și Doru Albu și Vili Perveli Nicolov, profesioniști adevărați care, dacă Dumnezeu are chip uman, nu trebuia să ia atât de devreme. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut și după ce au plecat, ca lucrurile să meargă bine, chiar dacă a fost mult mai greu. Mulțumesc și presei care a venit la un micul nostru moment de istorie sentimentală. Hotărârea colectivului Teatrului Giurgiuvean, una de istorie sentimentală, de a atribui cele două nume compartimentelor din instituție, valorează mult mai mult decât vorbele rostite, a ținut să sublinieze directorul Mircea Meionescu.